Culturale la Hunedoara, în weekendul care tocmai a trecut, festivalul Opera Nights a revenit la Castelul Corvinilor. Intrarea a fost liberă, iar publicul a fost încântat de spectacol. Seriile de operă de la Castelul Corvinilor au fost puse în scenă de artiștii Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța, iar ediția 2021 a festivalului Opera Nights a propus publicului două spectacole de mare popularitate, Trubadurul de Verdi și Turandot de Puccini. Accesul la spectacole a fost liber și cu respectarea unor măsuri de siguranță sanitară, însă cei care au ajuns la festival au fost încântați. Festivalul Opera Nights a revenit la Castelul Corvinilor din Hunedoara după o perioadă de pauză de un an determinată de pandemia de coronavirus. Prețurile apartamentelor noi vândute pe piață.